Ce se ridică? Nu mi-a adus o Moș Crăciun, am luat-o înainte de Moș Crăciun. Sincer, colecția ei nu o știu foarte bine. În colecția ei mai este și Clorin și Tovalei. Pe Tovalei deja am desfăcut-o. N-am păstrat-o în cutie, uitați-o. Mai este și ea. Din colecția lui Gigi Grand. I s-au dus semnele, vreau că avea pe aici niște pești cu oase. Nu mai se văd așa, așa, nu mai se văd. Așa, acum o să te spun, facem pe Gigi Grand. Dacă se poate să iau și o fafecă. Că nu prea am, întâi să-i dau. Apoi, ia și o fafecuță. Sincer, o fafecă, nu prea am găsit. De mâncare. Uitați-ne. Doamne, nimic. Acum păpușica. L-am desfăcut, nu mai are ceva, uite aici. Ce pe partea asta și în stânga. Are și în stânga, nu mai în dreapta. Așa, asta nu am spus. Și asta? Da, și asta. Gata, să văd dacă nu este prins pe unde. Este prins că eu mă dau bătută, nu mai văd nicio prinsatură pe aici. Aha. Uite de aici. Când vreau mai desfăcut singură păpușă. Nu de mult niciodată. Gigi, scuză-mă. Ai, îmi zice că se rupe. Îmi zice. Scuză, asta că îmi pege un pic cam încet. Uite așa. Tu vezi că e bine. Nu mă pice. Dau foarte. Aha. Și a doua problemă este că aici îmi trebuie foafecă. Da, de unde iau foafecă, nu știu. Mă scuzați, mă duc și o să mai caut, că vreau nu găsesc foafecă. Și ce am mețit. Așa. O ținem așa ca să-mi fie și mai ușor. Să tai. Uite, îi tai întâi astea. Nu cred că pot să văd. Am o problemă la astea, că nu pot să le tai. Oricum, nu prea mai tăiat. Doar astea. Asta este prima păpușă pe care am făcut-o, pe care am tăiat-o singură.
Nu, știam că mai tăiat două din astea, dar acum asta e prima pe la ordine. Hai să vedem la bunică. Alt cu alea înseamnă ce să fac. Uite că a ieșit. Nu a ieșit. Mai are ceva și gata. Aceasta este Gigi Grand. Am urechile un pic mai ascuțite. O șuviță prinsă aici. Mâinile. Animalul ei de companie este un scorpion. Cum salam. Și tot am o dilemă. Vreau să văd dacă iese mai mare Gigi, că așa mi se pare. Uitați, că avem o păpușă aici, că vă mai arăt atât, nu? Tovalei, Stripe. Că eu am o dilemă mare. Uite că nu e mai mare. Chiar atât. Ies un pic, un pic. Hai să începem de aici, că am început de aici. Ne punem urechea, cam de aici. Da, iese un picuț mai mare. Trebuie așa, o să aduc o păpușă care n-avea urechi. Măsurăm așa, mai bine spus. Da, uitați, dacă vedeți, măsură. Da, ca să un pic mai mare Gigi Grand. Da, tot ce-mi place de tot. Ce-mi place cel mai mult de la ea este rochița asta. Mai ales că e foarte fină. Aici este o... un dosar. O albastru. Un colier. Un scorpion care prinde o stea. Mai avem stele pe aici. Unghiile vi le-am arătat uriașe. Părul roz. Iar aici este un pic mai galben închis. Galbui. Ca nicio altă păpușă. În Gigi are niște semne pe aici, pe la mâini. Sincer, m-am mutat la 13 wishes și nu m-am lămurit de ce le are. Încă. Nu mă las până nu le știu. Uitați că și aici arată că are niște semne pe mânuțe. Încă nu-i arată și picioarele. Cutia, da, cutia chiar nu cred că vă interesează, dar mai ales planeta Saturn. Da, este Saturn, care inele. Acum nu vorbim de planete, doar că are, mai bine spus, seamănă cu un monstru de la Monster High. Și pantofi. Am să-i arăt. Este ca Gigi din 13 Wishes, are tot așa un vârf de pantof și parcă pantoful era un rosuleț. Era un pantof eu până aici, ca o ghetuță. Deoc avea tot așa ceva. Un triunghi ieșit, ca un triunghi este. Acum, eu și Gigi vă spunem pa!